Acum că Munsama a câștigat prima licitație din rundă, s-a făcut din nou liniște o perioadă, dar să aflăm cine va începe gălăgia pentru ultima licitație din rundă. Astăzi avem știri importante și de la echipa Beat Country, dar și de la Fala Network, Moonbeam Network, Remark și Hydra DX. Să înceapă haosul! Bună și bine ai venit sau revenit pe Polcar România, eu sunt Claudiu. Să încep cu lista de împrumuturi colective de pe Polkadot. Au rămas 3 de când Munsama a câștigat, Pink Network cu peste 89.000 de DOT în contribuții, InVarch cu peste 64.000 și Sora cu aproape 12.000. Avea pe 27 aprilie începe următoarea licitație după cum s-a anunțat în ultimul referendum, deci o să mai dureze. Pe Kusama momentan nu există nimic. Beat Country Metaverse au anunțat că au lansat staking pentru terenurile virtuale. Asta înseamnă că poți genera dividende în jetonul Beat dacă reții cel puțin 100 de NIR, iar dacă ai un teren compus din 10 unități, poți introduce la staking până la 10.000 de NIR. Aici putem vedea și cum se face și s-au adăugat două variante. Ori intri direct la staking de pe pagina pioneer.bit.country după ce te conectezi cu portofelul și selectezi state staking, ori alegi terenul virtual care trebuie să fie domeniu compus din două sau mai multe unități și dai pe cele trei puncte din colțul din dreapta jos și pe urmă selectezi stake. Dacă ai o singură unitate de teren virtual, atunci nu poți face staking. Echipa de la Fala Network a anunțat că vor lucra împreună cu cei de la BrushFarm pentru a dezvolta utilitate legată de contractele inteligente Ink, native a lui Polkadot și Kusama. Echipa de la BrushFarm lucrează și cu cei de la Star Network, deci este un plus să-i vedem cum formează parteneriate cu mai multe echipe și există colaborare. Moonbeam a anunțat un eveniment în colaborare cu Museum Week numit Arta Web 3, în care se celebrează arta din Web 3. Evenimentul va avea loc pe 14 aprilie și Bruno de la Remark a fost intervievat în timpul unei conferințe în care a declarat că în aprilie lansează piața NFT Singular pe mașina virtuală Ethereum de pe Moonbeam pentru a fi mai ușor de utilizat și a reduce costurile tranzacționale de a și de a genera NFT-uri. Iar Hydra DX, platforma DeFi de pe Polkadot, a anunțat că ZTG de la Zeitgeist va fi listat pe DEX-ul Omni cu un bazin dedicat de lichiditate, ceea ce va însemna că va fi mai ușor să tranzacționezi ZTG. Acesta a fost tot, mulțumesc că ai urmărit acest video scurt și sper că ți-a fost util. Nu uita să dai un like și să lași un comentariu, dar să ne și urmărești pe Twitter și să intri pe grupul de Telegram Polkadot România pentru a primi ajutor cu orice întrebare sau pur și simplu să comunici cu comunitatea. Să ai o zi frumoasă, ne revedem în următorul video.